2, în versetul 8, care ne vorbește în felul următor. Ar vrea să vorbesc un pic despre evlavie. Evlavie. Și aici spune cuvântul Domnului în felul următor. Despre oamenii evlavioși. Biblia ne vorbește despre două categorii de oameni care sunt evlavioși, dar eu aș vrea să vorbesc despre oamenii lui Dumnezeu, adică despre Biserica lui Dumnezeu. Slavă Domnului! 1 Timotei, la capitolul 2, versetul 8, pagina în Biblie, 1164. Iată ce sfaturi bune de Dumnezeu cu privire la Timotei prin omul lui Dumnezeu, Pavel. Beau dacă bărbații să se roage în orice loc, să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoială. Când venim la adunare să nu fim mânioși, spuneam întotdeauna, nu putem să fim mânioși când venim la adunare, pentru că știi cine ne aduce aici, cine ne strânge aici? Dragostea lui Dumnezeu. Amin, amin. Ne strânge în un loc. Ura desparte, dar dragostea ce face? Adună, slăbit să fie numele Lui. Amin. Și noi de aia ne-am adunat aici, slavă Domnului Iisus, pentru că îl iubim pe Domnul. Mai întâi El ne-a iubit și noi trebuie să-L iubim, slavă Domnului Iisus. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta. Totdeauna în fiecare zi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu, slavă Domnului, a avut milă de noi. Amin. Nu eram mai buni noi ca cei din lume, dar Dumnezeu s-a îndurat de noi, inclusiv de dumneavoastră care sunteți aici în băieți. Te vroiam să ajung aici, dar cel rău puț bariere. Dar după câțiva ani, slavă Domnului, că tot îl sunam pe fratele de ordine, mă mai întâlneam cu el în slujba Domnului pe la mormântări, mă întâlneam cu el și tot îi spuneam când doresc să ajung în Băiță. Aici în Băiță unii mă cunoșteți. Eu am lucrat, am colegi de aici, am și prieteni care pe vreme când cântam lume, eu am cântat aici în Băiță, unii mă știu, mă cunosc. Și Dumnezeu mi-a dat harul acesta și darul ăsta de a cânta. Că Dumnezeu s-a îndurat de mine, slavă. Vreți să alea 40 de ani, Dumnezeu mi s-a descoperit și mie. O chema la Sfânta Pocăință, slavă. Și nu-mi pare rău dacă am câștigat toată lumea asta. Mi pare rău că ați venit la Pocăință. Vă pare rău, nu vă pare rău. Trebuie să fim plini de bucurie. Chiar dacă avem probleme, necazuri, dar noi avem o nădejde. Aleluia, aleluia, slăviți să fie numele Dumnezeu. Avea și Apostolul Pavel o nădejde. Pentru mine a trăit, spunea, este Hristos. Slavă Domnului Iisus. Amin. Iar dacă mor, pentru mine este un câștig. Pentru că am aceea speranță, aceea nădejde, spunea Apostolul Pavel, că am o clădire la Dumnezeu, am o casă la Dumnezeu. Aleluia. Amin. Nu vreau să mai